Florin Sârbu are 45 de ani și este din Satu Mare. De copil a făcut o pasiune pentru reptile, dar în special pentru șerpii veninoși. De 16 ani are o colecție impresionantă în care a schimbat zeci de specii de reptile. Turiștii care ajung la munte în această perioadă au posibilitatea să vadă la Muzeul Rezervației Buceci, aflat în parcul Dimitrie Ghica din Sinaia, această expoziție. Printre cele 80 de specii de reptile se remarcă unele dintre cele mai periculoase, dar și specii de păianjen, scorpion și mamifere mici. Expoziția cuprinde și șerpi neveninoși, care pot fi chiar prietenoși. Timp de vreo 17 ani de când mă ocup de așa ceva, am încercat să adun o colecție așa cât de cât mai impresionantă și am reușit în mare parte cam cele mai periculoase, cele mai veninoase din lume. În cadrul expoziției sunt prezentate specii de pe toate continentele, respectiv cobre, iguane, șerpi uriași, scorpioni, broaște țestoase, anaconda, varani, vipere africane, tarantule, crocodil și multe altele. Speciile periculoase precum taipanul, mamba verde și neagră, cobra egipteană sau șarpele boa necesită o îngrijire deosebită, iar manipularea lor poate fi deosebit de periculoasă. Unele trebuie să am mare atenție, fiind cele mai veninoase și cele mai periculoase din lume, trebuie să fiu foarte atent cu ele. Atâta timp cât au toate condițiile, temperatură, umiditate, căldură, nu e greu. Programul de vizitare este zilnic între orele 9 și 17, iar costul unui bilet este de 6 lei pentru adulți și 4 lei pentru copii. Expoziția rămâne deschisă până pe 25 februarie.